Potrivit lui Alin Voiculeț, directorul CAS Vâlcea, puțini medici sunt de găsit după ora 14 în cabinetele din ambulatoriul spitalului, deși unitatea are medici pentru 27 de specialități. În ambulatoriul de specialitate ar trebui să funcționeze în două ture. Dimineața și după amiaza. Da? Din păcate, după amiaza, după ora 14, să zic 15, cam bate vântul prin spitalul județean. Adică sunt doar patru specialități medicale care au program de la 14 la 21. Nu mai știu care. Dermat, neurologie și diabet, ceva genul. Clădirile sunt. S-a investit foarte, foarte mult. Da? Sunt spații, sunt cabinete, este într-un mare fel în acest moment la Policlinica Clădirea Nouă de la Spitalul Județean. Din păcate este goală după amiază. Și automat, mulți pacienți care se prezintă direct la OPU ar putea să fie preluați de cabinetele din Policlinica Spitalului Județean dacă s-ar lucra 27 de specialități există la Spitalul Județean. Da? În acest moment doar 4 au program după amiază. Eu dacă vreau să mă duc la oftalmologie, că nu prea mai văd nici eu foarte bine, și vreau să mă duc la medicul X de la Spitalul Județean, că pe ăla îl vreau, da, nu îl găsesc după ora 14, îl găsesc în privat. Pe această temă, conducerea aceea, Vâlcea, a avut recent o întâlnire cu reprezentanții Spitalului Județean de Urgență și a cerut prelungirea programului medicilor pentru specialitățile pentru care există o cerere mai mare din partea pacienților. Un medic are un anumit program de lucru, 7 ore, da? În acest interval de 7 ore, el face și secție, da? Face și ambulatoriu, despre da? Da? 3 ore acolo, 4 ore acolo, depinde cum dorește comitetul director. Ei hotărăsc, da? Nu noi, CAS-ul. Bun. Dacă sunt secții care au foarte mulți pacienți, de exemplu, eu povestesc mai mult. De exemplu, avem o statistică la cardiologie. În acest moment, dacă suni acum, te programează pe 9 august la Spitalul Județean Vâlcea. Este incredibil, din punctul meu de vedere. Bun. Nu vorbesc de diabet, unde sunt foarte mulți pacienți, da? La, nu știu, la medicină, la endocrinologie, tot așa. O programare de doare cap, peste o lună de zile. Acolo unde există această adresabilitate mai mare, se poate mări programul de lucru al medicilor, da? Printr-un contract de prestări servicii, da? Și medicul să fie plătit suplimentar, da? Cu timp parțial. Dacă există voință și se dorește acest lucru, da? Face trimitere pe zi la privat, cum se fie. Da. Trimitere pe zi la privat. Da, la CAS o consultație este decontată de noi 15 puncte, 50 de lei, 60 de lei, ce mai fac, 100 de lei, da, dăm Spitalului Județean pentru o consultație de cardiologie, să zic, da. În privat este 300. În replică, managerul Spitalului Județean de Urgență spune că medicii stau la program în policlinică și că nu se justifică prelungirea programului pentru specialitățile pentru care nu există cerere. Iar reprezentanții casei de asistență în față au fost în controle pentru a verifica programul de lucru, fiind în atribuțiile dumnealor. Și n-au găsit probleme, ziceți? Până acum n-am fost informat de o astfel de problemă. Concluzia managerului CAS Vâlcea ar fi că după ora 14 medicii sunt găsiți mai mult la privat, la clinicile private și mai puțin în policlinica spitalului. Încă o dată vă repet, eu vorbesc de medici care au adresabilitate. Am avut o discuție asemănătoare pentru orele, am făcut două ture și nu puteam după amiază să justificăm cheltuielile pentru două ture. Ce face medicul în afara programului este strict problema lui. Dar se respectă programul atunci când vine vorba de policlinică. Medicii care refuză să ofere consultații în policlinică nu pot fi sancționați de Casa de Sănătate. Aceștia pot fi amendați însă pentru că îi trimit pe bolnavi la medicii de familie pentru concediu medical. În astfel de situații, CAS se poate aplica o amendă de 200 de lei pentru fiecare caz.